Se împlinesc, doamnelor și domnilor, 108 ani de la moartea lui Ion Luca Caragiale, cel mai mare dramaturg și prozator român. Ba, ar fi fost chiar cel mai mare român dacă nu s-ar fi opus ardelenii și moldovenii, sau poate chiar cel mai mare scriitor român dacă nu s-ar fi opus unii și alții care țin să țină literatura română într-o stare mititică și mitică. Dar decât să-l oarecum mumificăm pe Caragiale iarăși prin laxativul superlativ al aniversărilor și decât să ne anesteziem făcând-o, vă propun ca mai bine să conversăm despre el, că tocmai dialogul acela pus în cuvinte pline de Caragiale ne ocolește cu dârzenie și nu de azi de ieri, de mâine. Dar acum e acum și acum e momentul pentru o conversație asimptomatică despre și cu Caragiale, o conversație care poate începe de unde nu te aștepți. Iată. Pe neașteptate, un tânăr arhitect elvețian de simțire franceză îl cheamă încă Charles-Édouard Jeanneret, pleacă spre răsărit pentru a înțelege arhitecturile și poate spiritele acelor locuri. Îl vizitează pe Caragiale la Berlin în 1910, în casa pe care o avea în cartierul Schöneberg. La vremea aceea Schönebergul era un cartier modern, astăzi este un cartier cool. Și Jeanneret Frank este foarte, foarte impresionat de simplitatea aparentă și de adâncimea filozofică a anfitrionului său. Anfitrion care este înconjurat de covoare orientale, făcute probabil hăt la Berlin, cum îi sugerează tot Caragiale. O frază din portretul pe care viitorul lui Corbusier i-o face lui Caragiale spune că, și citez, știa franceza infinit mai bine decât mine, ceea ce nu e mare lucru, dar oricât foarte umilitor pentru mine, totuși. Se vede treaba că Junele va fi fost mai covârșit de anfitrionul său decât o spunea. Întorsătura frazei lui e virusată de cea a lui Caragiale și prin acel cependant, acel moflus totuși de la sfârșit, Le Corbusier devine pentru un moment schița unui personaj de-a lui Neneancu. E adevărat, nu văd în opera ulterioară a lui Le Corbusier filiații caragialiene, dar poate nici eu nu văd bine și nici nu văd pe nimeni care să-i pese că nu-s protocroniște în jur, nici de sămânță. Caragiale tradusese în 1878 Homme vaincu, o piesă a lui Alexandre Parodi, un modest scriptor francez, care a făcut o tragedie în 5 acte din ce urmase debaclului romanilor în bătălia de la Cannes. Traducerea română l-a făcut cunoscut pe Caragiale. Piesa s-a jucat la Naționalul din București începând din mai 1878. I-a adus un premiu care recunoștea superioritatea traducerii sale asupra francezei pompos blehătită lui Parodi. Dar poate că nu e ușor să scrii o tragedie când te cheamă așa. Cam ca în bătălia de la Cannes, în sud-estul Italiei, bătălie ulterior studiată și adaptată strategic de Napoleon, de Zhukov sau de Eisenhower, unde cartaginezii lui Hannibal, ca la jumătate din cei aproape 100.000 de romani, cartaginez mobil cavalurile și ascunși tot ca ei, i-au prins pe romani într-un laț pe care l-au tot strâns, până au măcelărit, cam se spune, Titus Livius o spune, până la 70.000 de soldați locali. Traducerea lui Caragiale este și un atare laț, de fapt, în care franceza lui Parodi e măcelărită. Rezultatul e strălucitor. Sigur, nici Caragiale nu a învins franceza, nici Hannibal nu a cucerit Roma,
Dar amândoi și-au trăit momentul victoriei cu o strălucire pe care avansul implacabil și impardonabil al imperiilor nu îl poate stinge. Caragiale a mai tradus din franceză, din traducerile pe care Baudelaire le făcuse din Edgar Poe, ori din Carmen Silva, regina carolingiană a proaspetei României independente. Dar traducerile, ce sunt ele oare altceva decât mici exerciții de import? Impromptu-uri, antracte, când numai literaturii originale scrise în română îi se recunoaște dreptul de a fi sanctificată spre a sfinții la rândui ideologiile nației. Dacă româna era bună pentru dacii lui Isus, ce altă limbă ne-ar trebui nouă? Anatema ar fi să ieșim din fașele neașe. Anatema, dar și tema de cogitare, mai ales pentru cei pentru care diaspora devine, pentru unii, uneori ca acum pentru mulți, mai largă decât nația, mai reală. Și fiind mai reală, ea, diaspora, îi cuprinde și pe cei plecați și pe cei rămași acasă. Dar despre asta altă dată, mai târziu, dacă nu cumva, întotdeauna cam târziu. Franceza lui Caragiale fusese înainte franceza pașoptiștilor, franceza gentro-latină din Mirceștii lui Vasile Alexandrii, lingua franca pe care s-a ridicat prin traduceri, adaptări, mulgeri și smulgeri, gustul pentru literatura scrisă în româna vernaculară. Caragiale însă primul care nu face caz de franceza lui, care nu scrie literatură în ea. Franceza lui e partea orfană a bilingvismului în padădua lui Nenea Iancu. Normal că plecând din țară nu s-a așezat la Paris, ci la Berlin, că doar nu vorbea nemțește, dar nici că nu ți-a om sucit, nu vorbea nemțește. Și după 8 ani, aproape 8 ani berlinezi, când împlinise deja 60, pe neașteptate, Ion Luca Caragiale a murit într-o noapte de iunie. Pe 9. La începutul ei, la sfârșitul serii, Neancu scrisese pe plăcuța de marmură ce-i ședea proțepită pe birou, cu creion moale, negru, cum scria în fiecare seară ultima vorbă ce-i trecea înainte de adormire prin minte, pentru a transcrie-o în următoarea dimineață pe nemuritoare hârtie, a scris așa, niște baletiste îmbrăcate în pielea goală. Absint în dega, nubilă celă, viața gata. Naian cu ciuruit un ce simptom care l-a ronțăit vulgar. Îmi place să cred că pe vreme ce celă îi cânta la pian în surdină vitală, el se uita în urmă, râzând, horcăind, căzând, scufundându-se în mizerile materiei, păzând balerinele goale, elele, corul mistic al lolitelor, dansându-i alb de bun rămas. Eu, domnule, sunt vechi, obișnuia Caragiale să spună, numai ceilalți vor fi recenți. Toți ei au murit, numai norocul trăiește, spunea Lefter Popescu, personajul său din Două loturi. Ce noroc! Lumea s-a oprit. Lumea pe care o crease Caragiale, il vechio. Și nu rămăsese nimeni ca să-l înțeleagă așa cum îl înțelesese el pe Eminescu, a cărui moarte l-a mortificat. Rămas singur, Caragiale a scris 3 texte pătrunzătoare despre Eminescu. Cel din tâi, intitulat În Nirvana, se încheie așa. Acest Eminescu a suferit de multe, a suferit și de foame, da, dar nu s-a încovoiat niciodată. Era un om dintr-o bucată și nu dintr-una care se găsește pe toate cărările. Generații întregi or să suie cu pompă dealul care duce la Șerban Vodă, după ce vor fi umplut cu nimicul lor o vreme și o bucată din care să scoți un alt Eminescu nu se va mai găsi poate. Să doarmă în pace, negășitul suflet. Ferventul budist era acum fericit. El s-a întors în nirvana așa de frumos cântată, atât de mult dorită, pentru dânsul prea târziu,
prea devreme pentru noi. Este un text scris la 3 zile după ce Eminescu murise. Cel de-al doilea text caragialian despre Eminescu se numește Ironie și se încheie astfel. Moartea ea a desăvârșit opera nebuniei. Creierul care a gândit despre soarta omului de geniu or să fie pe-a ta urmă în convoi de înmormântare, splendid ca o ironie, cu priviri nepăsătoare, iar deasupra tuturora va vorbi un mititel, nu slăvindu-te pe tine, lustruindu-se pe el sub anumelui tău umbră. N-a apucat să putrezească bine. Și ce de asociații și comitete care să-i garanteze trecerea la posteritate, ce zgomot, ce popularitate, ce de mititei. Dar nu e meritată popularitatea aceasta, se va zice, ba da. Dar nu era într-adevăr un om de geniu, nu mai încape vorba. Dar nu se cade să ridicăm statuie la asemenea oameni, negreșit însă. Ieri de-abia îl cunoșteau și îl apreciau câțiva prieteni de aproape și astăzi e un nume la modă, universal cunoscut. Ieri de-abia avea ce mânca și îl citează aici pe Eminescu, în lipsa aproape absolută de subsistență, amenințat de cea mai mare mizerie. Și astăzi se mănâncă mulți bani direct cu opera lui, indirect sub pretextul numelui lui. Ieri de-abia haine și hrană, astăzi statuie și monumente de bronz, de marmură, de hârtie velină, mai știu eu de ce. Atât de desăvârșită, nerecunoscătoare și părăsire în viață, și apoi într-o clipă atâta zgomot, atâta solicitudine și închinăciune după moarte. Apoi, nu e aceasta o crudă ironie? Încheie Caragiale. Textul e scris un an după moartea lui Eminescu, de fapt în iulie 1890. Ce năpastă să fii luat doar de autor comic. Plângi la Eschil, plângi la Sofocle, dar la Aristofan nu plângi nici când moare. Pentru că viața e o parte dintr-o piesă la care ești presupus, ești predispus, ești pus să râzi supus. La moartea lui Eminescu plângi. Dar la lui Caragiale. Destul cu scenarii de funerare. Să ne întoarcem la viața lui Neancu Caragiale. Într-un interviu dat la Maturitatea Adâncă și întrebat ce ar fi vrut să fie, dacă n-ar fi fost ce e, Caragiale a spus, știi, aș fi vrut să fiu grec, să stau pe un dig, și zice, și să-i țin petrecători cu povești, să-i țin la leafuri, cât o-i putea de mult, știi? Tipul ăsta de dorință de a povesti, că vorba lui Ion Mureșan, povestitorul este un canibal care dacă nu povestește se neacă cu cuvintele, este în același timp și o cură, o cură pentru nevroză. Nu. Neancu era nevricos. Era nevricos, meteorologia era un fel de muză vitregă, era grijuliu ceva de speriat cu copiii lui, cu Ion Luca și cu Luca Ion și cu Ecaterina, adică cu Luchi și cu Tușchi, pe care nu-i trimitea la școală din frică de spaimă și prefera să aibă școlița acasă. Era grijuliu până la nevroză perfecționistă cu textele lui, iar spre bătrânețe îi se spunea moș virgulă, neputând să trimită un text care nu era migălit la sânge într-o publicare. Lucrurile astea sunt cunoscute, sunt analizate, mai ales de către marii caragialologi ai culturii noastre, de Paul Zarifopol, de Șerban Cioculescu, de Pompiliu Constantinescu, de Ion Vartic, de Alcondescu,
cu Alcălinescu, Constantin Cubleșan și recencii strălucitori de Ioana Părvulescu. Acum, să fii nevricos, să ai capriț, e un termen generic. În primul rând, a spune că Ion Luca Caragiale era un scriitor urban. Țăranii sunt psihotici, orășenii sunt nevrotici. Nu există psihoză la el, dar nevroză duium. Și între nevroze, care se constituie, se articulează într-un rizom care se leagă de disperare, de sinucidere, de plictis, de blehăteală, de absurd, de absurd, de exemplu, în Petițiune sau în Căldura Mare, nu? Textele celebre ale absurdului incipient în cultura română. Nevroza închipuie un tip de hartă a Caragialiei care ar merita la un moment dat descrisă în amănunte mai, să spun, exacte. Sumedenie de personaje caragialiene sunt nevricoase. Vi-l amintiți pe naratorul din Bubico, care e nevricos, vi-l amintiți pe Lefter Popescu din Două Loturi, dar mă gândesc acum mai ales la un nevricos special, care este Nenea Anghelache, personajul principal al novelei Inspecțiune, un text aproșat de critică în mod repetat, în mod aproape isteric. Toată lumea vrea să știe de ce Nenea Anghelache s-a sinucis. Casierul bucureștean nu avea nicio lipsă în gestiune, ba dimpotrivă, la auditul făcut după moartea lui se descopere că avea în casa de bani un plus, și anume un pol de aur învelit în hârtie, un fel de ort de dat popii unui Caron care îl trece râul infernal al absurdului. Nevroza de acolo este nu numai că duce în sinucidere, dar este un tip de nevroză extrem de interesant pentru că se transferă cititorului. Tot campionatul de detectivism al criticii românești, scrise sau spuse, duce către o concluzie care e ușor înspăimântătoare, și anume ceea ce punem în interpretarea inspecțiunii lui Caragiale este ceea ce ne aparține. Textul ăsta este ca o oglindă sau ca un perete de cauciuc. Ce aruncăm în el ne este dat înapoi. Este un text extraordinar de bine scris și de toxic în același timp. Nevroza poate să ducă în direcția cealaltă, în direcția asta. În alte direcții, fără îndoială că poate să ducă la un tip de blehăteală sau de apatie sau lene, cum se întâmplă în repausul dominical, de exemplu. În această pauză de activitate, în care plictisul intră în oraș și intră în sufletul locuitorilor nevrotici ai orașului, care nu au un sistem de apărare împotriva lui. Este ca și cum duminica îi aparține demonului amiezii, iar demonul amiezii este cel care ne atacă atunci când nu suntem apărați de umbră în niciun fel. Nu, la amiază nu avem umbră. Și la un moment dat naratorul spune, zice, dacă ești duminica și îți vine să te spânzuri, nici măcar n-ai de unde să-ți cumperi un ștreang.
tipul ăsta de nevroză nu se rezolvă ca în inspecțiune, ci se răspândește în lume. Este ca un fel de abur, un fel de abur toxic, un fel de abur care iese din oborul de la moș sau din expresiile extraordinare ale lui Cațavencu în Scrisoarea pierdută. Despre toate astea s-a vorbit și foarte multă lume îl știe pe Caragiale pe din afară, mulți îl știu pe dinăuntru. Ceea ce vreau să spun este poate că această nevroză este și o nevroză aproape ontologică, dacă vreți. Căci ce înseamnă să fii român din punctul ăsta de vedere? Ce înseamnă să fii român pentru Caragiale, care era de neam poate a românesc, ai cărui ancestori duseseră tablalele cu plăcinte prin Stambul, după cum îi amintea Caragiale fiului său natural, Matei Caragiale, când acela mic își făcea armorii și genealogii nobile siciliene, zicând că vine din familia Caraccioli, iar tatăl îl mângâia pe cap și zice: uite, vezi, Matei e teșit. Asta e de la tablalele cu plăcinte duse de strămoșii noștri la Stambul. Până să spun ceva despre tipul ăsta de nevroză ontologică, aș vrea să mă uit la caragialești puțin, nu numai la Ion Luca, la caragialești care trec prin România, oarecum vin în România și trec prin ea și ies în altă parte, ca într-o scenă de Racin, în care personajul este observat între o trecere și alta, o trecere dinspre viață și o trecere înspre moarte. O caracteristică a clasicismului, nu numai francez, dar și caragialian, Caragiale fiind, iarăși cum am spus, un vechi, care înseamnă chiar mai mult decât clasic, deși include clasicismul. Caragialeștii, de fapt, nu vreau să lungesc vorba mult aici, veniți din Stambul, veniți din Fanar, pleacă la un moment dat și cel care pleacă în primul rând este Ion Luca, de departe prim și ultim Caragiale, nu cum spunea Ion Barbu despre Matei, cu un joc de termeni matematici. Pleacă pur și simplu după cum băiatul lui Tușchi, Vlad devenit Caragiale, pleacă în Elveția, apoi rămâne în Franța. O poveste extraordinară la sfârșitul unei, hai să zicem, unui secol de strălucirea caragialeștilor în România, o poveste pe care o spune, a spus-o în câteva numere din Apostrof acum 4-5 ani, Ion Vartic. E o familie care s-a stins, o familie care a dat un scriitor gigantic pe Ion Luca, un scriitor important ca Matei Caragiale, un scriitor promițător ca Luca Ion Caragiale, care a murit foarte tânăr, și o fabuloasă doamnă, măritată de 4 ori, superbă, în Grand Dame, care era Tușchi. Și întorcând această istorie de tranzit prin România a caragialeștilor, vreau să spun că pentru Caragiale ce înseamnă a fi român este un lucru complicat, este un lucru dublu. Pentru el a fi român înseamnă a fi român și altceva. Această zisă a fost pusă în mai multe rânduri la noi de
Victor Ivanovici, citându-l pe Alfred Cohen, și anume faptul că fiecare român este român și altceva. Și la întrebarea, bine, dar ce se întâmplă cu milioanele de români din România? Ei sunt, când sunt excesivi, sunt români și români, adică români cu dublu R, românii verzi, sau pur și simplu români și altceva care încă nu este numit, nu are caracteristici, este indefinit. Există asta în Caragiale, Caragiale fiind cel mai penetrant observator al societăților, moravurilor și psihologiei românești din câți avem. În același timp, tipul ăsta de nevroză ontologică pe care o numesc, apropo de identitatea românească ca fiind românească și altceva, e un lucru foarte important de reținut în Caragiale, faptul că societatea, nația românească, de fapt, e făcută din multe feluri de oameni, că unii sunt mai greci și mai bulgari, alții mai evrei și mai țigani și mai sârbi și mai nemți și mai unguri. Ca această examinare bogăție supraterană, nu subterană, a să zicem, multietnicismului, a fost întotdeauna refuzată la nivel politic, la nivelul retoricii naționaliste, lucrând de fapt împotriva propriei varietăți, care, repet, este cea mai mare bogăție, care poate să ducă la nevroză din punctul ăsta de vedere al identității etnice sau chiar naționale, și care la Caragiale capătă accente extraordinar de ascuțite. Când, ca să nu dramatizez excesiv, aș vrea să mai spun un lucru, și anume ce înseamnă legătura dintre nevroză și moft la Caragiale. Moftul e fundamental și de obicei este răspunsul universal la orice întrebare. Nu? Asta este miticismul valah, miticismul de București, pentru care ardelenii și bănățenii, această congregație de ardeleano-bănățeni, îi acuză pe balahi că sunt sudici, îi suduie astfel în mod repetat și nu întotdeauna nemeritat. Pentru Caragiale, moftul, în afară de faptul că este ușor, este flămitor, este cinic, la un moment dat devine automat, și asta mă refer nu numai la cele două serii din revista Moftul Român, făcute în 1893, apoi 1901, moftul este un panaceu universal, nu este o acțiune, ci este o reacțiune, este o reacție de apărare și este o reacție de apărare în cazul ăsta din împotriva nevrozei, a faptului că toată lumea bucureșteană, lumea forfotei, lumea oborului, lumea alergăturilor, a căldurii mari, a căldurii prea mari, a prea târziului, este o lume care provoacă nevroza ca o stare națională, ca o stare comunitară și ca o stare poate individuală. Moftul este un fel de panaceu universal la împotriva nevrozei. Astfel încât orice, că este plictis sau că este bucurie, că este dragoste sau trădare, că e isterie, la un moment dat, chiar dacă este fantastic, moftul li se opune tuturora, de fapt demonetizându-le. Sigur că o să spui, da, moftul este, îți face gura pungă și punga goală, dar metafizica acestui moft, metafizica aproape la fel de fizică precum este gravitația la Newton sau sexualitatea la Marchizul de Sade,
ar trebui gândită în felul ăsta. De fapt, moftul este, cred eu, așezat pe granița dintre nevroză și exasperare. Deci, din punctul de vedere al reproducerii rasei umane, e un lucru bun pentru că nu te trimite în sinucidere. Mult ar fi de spus despre Caragiale, fără îndoială. Ceea ce aș vrea să spun acum se referă la relevanța lui cotidiană, la faptul că momentul caragialian, deci din momente, din schiță, nu? Momentul caragialian, de fapt, este... se mută în timp, se mută în timp, este prezent cu noi, este într-un anumit fel prezentul nostru. Și aici nu mă refer la personaje, la Cațaveni sau la Trahanachi, care continuă să apară. Dacă mă uit la instituțiile românești, mama lui Trahanachi este însărcinată tot timpul, parcă. Nu la acele personaje care, ținându-se de toarta unui tip de personaj, trăiesc într-un soi de nemurire dubioasă, ci la faptul că momentul, adică temporalitatea acelui moment, care se transferă în sinucidere sau în dispariție, în absurd sau, cum se întâmplă atât de des, în împăcarea de la sfârșit, în piața independenții, într-o masă, într-o crăpelniță în care cu toții ne regăsim unii pe alții, acel moment este de fapt momentul prezent. Și atunci aș vrea să spun ceva despre ce înseamnă Caragiale, nu în momentul de, nu în ziua de azi, ci în momentul prezent. E busy azi, natura plânge, dar mai mult Caragiale decât acum, decât vara trecută și decât te știu, n-am apucat să am nevoie. Doar Șosul Român e opera lui postumă, doar Caragiale e alegoria, e arca în care se îmbarcă și îmbracă azul românesc de la Big Bang și până la tine. Doar mai abitir decât Ioan Popescu, Gopo și strada Barbu Văcărescu jadis. Nea Iancu azi viază, suferă și se mulțește. Azi, ca eu și tu, e un index, se aplică universal și se implică individual ca orice etichetă de Abziehbildungs roman. Formă dezlipită de fond, de aburul de obor ce se ridică din smârc către cer, ca acolo să-l prefacă în smirnă flirtul sacrosanct. Ferecați în azi și isterici, cum în noată cu buze plescăinde deasupra apei noi în vagă căutare de stăpân, oamenii lui Caragiale se fredonează. L-au găsit pe stăpân, l-au renegat și smulg oful ca pe un coș. Caragiale! Caragiale, ca și cum mai zice Malkovich, Malkovich, un pleonasm cu centru apel pisit peste tot și circumferința rătăcită. Ce aș mai vrea dacă aș putea, îngână boborul cu sângele înfricat că i-a amestecat, dar bubuind aritmic într-un resentiment. Unde ești Caragiale? Unde ești Țepeș Vodă? Unde ești Carol I? Unde ești unchiul Titi să ia aia pe ei de ciocoi? Destul cu toți și tot. Să coborăm înspre unii și una, ca așa-i stă în rost vieții din Caragialia, în juisan de sant pe Pantarei. De cum te-au născut, te-au încălzat, te-au pus pe schiul române și ți-au dat brânci duioslavane. Slalomezi, cum înveți și poți, printre stâlpii de înaltă tensiune, pe unul scrie Venturiano, pe altul Ianulea, pe un snop o gretinâncele, Cristiană la stânga, că ești original, să nu intri cu capul în golul lăsat în stâlpul Trahanache și să te pozeze în bou cu trese, Cristiană la dreapta, să eviți căldura mare izvorând din releu, stânga, fereală de securiști, dreapta de popiliticieni și tot așa, accelerând cu hâc și zvâc, până vezi prăpastia. E plină de trupuri, unele încă unduind. Filmul vieții îți vine din față cu viteză nepoliticoasă.
Realul se scutură de ghilimetele între care fusese Pârnăiaș. Îți pui mustața lui Neancu, a lui Charlot, a lui Stalin. Îți faci cruce cu limba, zâmbești, strigi pârtie, ai stil, alucinezi. Îți faci stâlpii tăi, toteme, ocolindu-i, îi tragi de limbă. Aș putea să-i fiu chiriaș bunăvoinței dumitale. Ha, suntem o tovarăș de drum, bem un amoretto. Ai? Cenușă trufanda sau jimbla alba exilului? Parcă ești o marionetă marinată. Și ha, și ha, nimic nihkeit, nene. Ieșiși din ca captivitatea prezentului, dragă miroriță. A? Este un dor din cash de dus. Se scuză de bulenii că se numesc așa? Am să închei această conversație asimptomatică despre și cu Ion Luca Caragiale, citând un text pe care l-am dedicat acum câțiva ani. Textul se numește Aiurea Mediocritas. Un idalg dintre aceea ce are largheța de a-și alege locul cu verdeasă al desțărării, domnul Caragiale s-a oprit la Berlinul cu limbă neștiută, curățenie supărăcioasă și ceva judecători. De ce s-o fi așezat el tocmai în salonul nemțesc după ce viețuise atâtor falimente în bucătăria balcană? Ceva pasă. Acolo i-a venit. Și? Și de acolo așa l-a tot bântuit pe român bietul, ca o fantomă, că astăzi, de unde ne-am întoarce, tot de nenaia încudăm. Așa el, sub mustața lui, ba despărțind apex de apex, ba având o vorbă bună pentru toate cele rele, ba lipind moftul de nacafa, ca la sudura. Și mai hlizindu-se mereu, mai ignind la o adică, românul s-a lăsat dus cu zăhărelul de Neaiancu, la oglindă, ba chiar și la America. Acum că e fantaxii la oglindă în patria strămoașelor sau în America la muncă opacă, românul tot clonat de Caragiale se află. Și când nu se mai află? E, când nu se mai află, nu mai e român. E adaptat. Așa se face că Neaiancu e mai rău decât un democrat. E democraf, nu ca Conomișu, care ne împuțina pe partea cealaltă a democrației. Românul ca românul, vei zice. Dar poporul? S-ar spune că poporul e impozabilul, iar nu tagma majorității, că poporul vine în spatele gvardiei naționale cu poala nerăbdătoare să se umble cu scrumbii sărate, că poporul își dă o noapte din viață pentru revoluție și-o dă și la ploieșii lui Nino Stratan și nu la urbea de turnată a New Yorkului, unde capichehaia Caragialiei stă dumnealui Dumitru Radu Popa. Cine să spune ce este poporul, acel mare mister? Eu? Ce știu eu? Atunci cine? Păi cine ce-o zice, românul și poporul sunt una. Și mai sunt și alta. Și între una și cealaltă, asta de tocmai am zis-o, o ținem așa langa, tot un pustiu și o țipenie. De aia n-avem cale de mijloc, de aurită mioriță, că am ostracizat terțul ispășitor. De atâta slobozie îți vine să și behăi. Aiurea mediocritas. Rupem două. Și cam tot de aia mi ți s-a și împrăștiat boborul, ființă sleampătă și vie, pe macatul lumii mari s-a împroșcat ca lacrămile. Te-a mai drămas din trânsul, domnișoare, doamne, zău, doar ca la un apropo. Nici nu mai ai de cine să dai și nici pe cine să dai vina de belea. Deși n-ar fi rău, că uite, se întâmplă iar ca la vremea zavistiei. Nu se mai înțelege om cu român, taman acum, când vine domn global să-l șenghenească pe român și să-l facă om la casa altea. Aferim global. Ce să ne mai ținem de cotlonerii? Hai la drumeție. Dacă a plecat și Neaiancu cu clonerul, n-om fi noi mai prejos. Că și noi vrem de-a diaspora. Și hai, hai, și hai, hai, hai că am pornit-o. Și teleap, teleap, cum te uiți la forfota lumii și sucitura fiecăruia de nu te mai saturi până ți ajunge, ai ajuns vizier în America. Ăla-i loc. Parfum, marfă. Acum
acolo isnafii fac poporul suveran. Că li se învârt banii în poznar ca ochiurile Dunării. Acolo-i de noi țară. Ce, n-au venit ei? Ne ducem noi. Numai că de la o vreme nici ei n-au pace, că nu le-o dau târcoalele de talii turbanezi. Ăia de le-au dat cu spaima în blocuri și după aia s-au îmbrăcat tiptil și acum bâzea Harmagedon. Da, le-a zis al de buș șeful isnafilor că am încurcat-o când o să o descurce dânsul. De la Prut la San Francisco nu mai e unde pune capul de picioarele altora. Mai trage și curentul, iuftul lor de bazageri. Una că în România pierdurăm randevul cu poporul și am rămas cu țara nici redută, nici valută, nici vândută, nici. Alta că în America, zevzec, beton, antrax, nu mai e loc de întors de atâta țara, țărișoara noastrismă, pe șart. Nici, nici, aiurea mediocritas. 3-2 loturi, Doamne. Doar neiam cu virdivivus, ne clonează fără zați. Pismaș noroc. Suntem zidiți. Aferim global.